Bun găsit, oameni buni, așa cum am promis, până se închide anul 2023. Vreau să vă fac un video în care să vă vorbesc despre următoarele măsuri financiar-contabile luate de Guvernul României, ce vor fi aplicate de la 1 ianuarie 2024. Vom vorbi, în primul rând, despre ROE-factura ro și despre... Uh, avizul de însoțire a mărfii electronic uh, știu că urmă, mă, o să mă urmăriți uh, trimiteți, share -uiți acest video că este foarte important să vă spun de ce cauză este foarte important de una zi am fost la doamna contabilă care se ocupă de documentele mele să-mi înrolez tokenul la ANAF pentru că printre altele o să ai nevoie de semnătură electronică și mi-a povestit de un caz de un legumicultor din județul Buzău care om de bună credință a accesat programul Tomata, unde statul o primă de 3000 de euro dacă tu vinzi o anumită cantitate de roșii până la o anumită dată. Ei, acest producător de-al nostru de aici, a Buzoian, a încărcat roșiile în mașină, avea un contract cu un depozit mega imaj, deci vă dați seama, afacere bună. Omul nu și-a dat seama, băga băgat marfa în mașină, e vorba de o tonă de roșii, vă dați seama ce valoare, cât putea să ai, 3.000-4.000 de lei o tonă de roșii pe drum, până deci vorbim, ca să înțelegeți legumicultor de la Glodeanu din județul Buzău, undeva spre mița spre Urziceni, deci până la București avea să zic o oră de drum pe drum este oprit de un echipaj de poliție și se țer documentele omul nostru plecat din câmp nu a avut niciun document legal valabil, factură nu avea pentru că nu știa să întocmească o factură uh, care să fie uh, acceptată de Mega Image. La Mega Image nu merge cu factură de alea pe genunchi, sub nicio formă. urmând ca factura să fie întocmită de către un contabil, dar el trebuia să ducă această marfă cu un aviz de însoțire a mărfii. Avize care se înregistrează pe site-ul ANAF. El nu a avut aviz însoțit pe site-ul ANAF și a primit amendă 20.000 de lei de la poliție plus confiscarea mărfii adică 4.000 de euro. Omul, deci a luat bani europeni, 3.000 de euro, a plătit amendă 4.000 de euro plus contravaloarea roșilor. Că el pe loc a trebuit să cumpere roșile de la, roșiile sale le-a cumpărat de la poliție ca să poată să ducă la Mega Image să respecte contractul. Ei, dragilor, deci, gândiți-vă pentru o sumă banală de câteva mii de lei, un om a ieșit în pierdere. La fel, în locul acelor roșii puteți spune mierea de albine. Dar vom discuta mai târziu această problemă. Acum revenim la e-factura. De ce este nevoie de ro e -factura? În această clipă mă aflu într-o parcare Kaufland la Râbnicu Sărat. Să mai zică cineva că românul nu are bani. O să vedeți parcarea geme de mașini. E plină, plină, plină. Și un alt aspect de aici. Aici este sursa banilor, practic. Deci un apicultor pe câmp are niște stupi și o centrifugă, scoate miere, un bidon. Mierea aia după aia pleacă pe un traseu comercial. Ei, banii de aici vin din parcarea asta, din parcarea asta, din magazinul ăsta. Oamenii vin și cumpără miere de la magazin. Asta e miere care este pe circuit economic, este miere care produce valoare adăugată. O să vedem cu cât vom cumpăra un borcan de miere și mergem să avem, să știm exact. Gen, un, kilo, un kilogram de miere la achiziție este lei. Probabil aici, în Kaufland, este 30 de lei. De la 1 ianuarie va fi mai scumpă. Se mărește TVA-ul. Intră la 19% TVA-ul. Că de-aia vă spun. Deci e foarte important să înțelegeți fenomenul roi, e factura. Și. Prețul mierei crește de aproape 4 ori. Ei, statul trebuie să încaseze taxe și impozite pe această valoare adăugată, când merge din mână în mână, când fiecare își pune adaugă, statul trebuie să ia bani. Din cauza asta trebuie să trecem pe acest sistem roie factura. Dar haideți să dăm o fugă în magazin, luăm mierea, venim acasă și o să vă prezint în detaliu, vom vorbi atât despre roie factura, cât și despre avizul electronic de însoțire a mărfii și mai un lucru foarte important, ca să ajungeți aici, trebuie să fiți înregistrați în SPV, la ANAF. Le luăm pe rând. Haideți să vedem cum arată pactura... Uh, parcarea de la Cauvlan Rănicu sărat okay. În primul rând că nu găsesc coșuri. E gol. Și uitați-vă și voi. Și că e săracă lumea după Crăciun, n-ai locul să parchezi mașina la Cauvlan Rănicu sărat deci ei sunt șefii la bani. Da? Hai să cumpărăm miere și mai stăm de vorbă. Bă. Aici pe jos aici, în cavaș. Ca o vlan rămâne cu sărat, cu mizerie. Ia uite. ce e? Hai să mergem mai departe. Am sosit la Rav, cu miere am găsit aici să luăm un borcan de 750 de grame de miere. Presupunem că e din România. Are o etichetă neconformă. Deci aici poate să 10.000 de lei amendă la primele asta, pentru că nu scrie originea mierei, dar noi vom presupune că e românească. Deci 750 de grame, 28,99, deci un kilogram de miere, vedeți? Polifloră, da? Deci 38 de lei costă aici la la Kaufland, da? O să o luăm și bunul de casă și să vedem uh, uh, la ce preț, uh, să vedem și noi, deci știți că ea pleacă cu oblei? Uh, așa, să vedem să facem o analiză pe preț și să vedem ce o să ne aducă noutăți uh, roie factura de la uh, 1 ianuarie. Hai să mergem în stupină să stăm puțin de vorbă pe această temă. Ei, dragilor, uite că am sosit și în stupină. Ce vedem noi aici? Aici vedem niște stupi, da? Și aici vedem un borcan cu miere. Cine are valoare? Care e marfa care aduce banul? Bineînțeles, borcanul cu miere. Acești stupi sunt doar unități de producție care ne aduc nouă materia primă pentru borcan, da? Și să vedeți că n-am mințit, uitați, aici bonul de casă stă, te să o mor cu un cocoș întâi. <laughs> n-am ce face satari. Uitați, aici este bonul de casă. De la Kaufland, vedeți, 750 de grame de miere de albine, 28,99, practic 38 de lei kilogramul de miere. Da? Deci, materia primă pleacă din stup de aici cu 8 lei, și ajung, ajunge borcanul ăsta la, la cumpărător cu 38 de lei. Ei, dragilor, pe ANAF, pe guvernul României, nu interesează aia oblei să impoziteze. Pentru că ei știu că oricum apicultorii sunt vai mama lor. Păi interesează îi alți 30 de lei. Da? Valoarea adăugată. Bă. Aia e purtătoare de taxe și impozite. Practic, guvernul României, prin ANAF, din aia 30 de lei, trebuie să încaseze 10 lei. Practic, 20 de lei să ajungă la antreprenori, pe tot circuitul comercial cunoscut, și 10 lei la bugetul de stat. Numai că, în realitate, ce se întâmplă acum, din ăia 10 lei, numai vă 3 ,50 lei 50 ajung în bugetul de stat, restul 6 ,50 lei 50 la băieții deștept, unde vedeți mașini de la de peste 100 de mii de euro, palate, vile, amante, excursii. Eh. problema e că în anul ăsta, în 24, guvernul a promis că o să trăim mai bine că o să se mărească pensiile, că o să se mărească salariile la bugetare, că o să fie numai lapte și miere. Deci, da, toate astea se pot face numai cu încasări mai mari la buget. Prin acest sistem ce se va introduce de la 1 ianuarie, se dorește ca de noi a 10 lei anaf să nu mai încaseze numai 3,50 lei, să încaseze 7 lei, da? Deci, și acum revin la faza inițială. Nu ăștia care avem stupii, da? Păi ei interesează câtă marfă pleacă de aici de la noi. Că de aia trebuie să fim acolo înregistrați la ANAF. Că ei vor să vadă câtă marfă pleacă de aici, ca să știe cât au de recuperat de aici, da? Priviți toată situația în ansamblu. Nu știu dacă mulți o să înțeleagă, dar era un fac datoria. În momentul, acum trebuie făcut o corelare, deci se pleacă de aici, de la Urdiniș și să ajunge în Borcan. Tot lanțul ăsta trebuie să treacă prin ANAF. Dacă cineva nu respectă lanțul ăsta, amendă! Și o să vă arăt și cu antemul amenzilor. Cu o să mergem în fața ecranului ca să vedeți exact ce pași aveți de făcut așa. Exact, exact, exact. Că poate canale sunt numai frustrați care să dau și mecheri, Dar nu știu să vă arăt lucrurile de-astea importante. Și ce e frumos că o să vedem pe foarte mulți amendați la anul. Și o să plângă pe net că a venit anaful și m-a amendat. Păi dai imbecilule odată ce nu te-ai nu te-ai pus la curent și nu poți să-i învoci că n-ai știut, că o să vă arăt că toate informațiile sunt publice și sunt la dispoziția tuturor ca să intre în legalitate. Da? Deci nu uitați, ăsta este stupul, este mijloc de producție care ne dă o materie primă, recte, mierea, vraca asta e, iar cine face banul, borcanul ăsta face banul, da? Diferența de aici până acolo e de 30 de lei. Ei, aici e toată șmecheria, ați înțeles copii? E, mergem acum în casă, și o să vă arăt pe ecran exact pas cu pas, să vedeți tot ce aveți de făcut ca să intrați în legalitate, și să nu vă vaitați ca să că ați luat amenzi, așa cum a pățit și colegul nostru, legumicultor de la Buzău care s-a trezit cu o amendă de 20.000 de lei. Da? Că în curând o să vedem și apicultori care se vor trezi că primesc amenzi astea destul de frumușele, Da? Deci, toată lumea trebuie să se conformeze. Și încă o veste proastă. Mai e portița aia pentru mulți apicultori cu atestatul de producător. Bine că acolo ești limitat, că nu poți să iei fonduri europene, nici măcar subvenție pe motorină, nu poți să dai la agenți comerciale, etc. etc. Ei, în Basarabia, dacă ai de la 30 de colonii în sus, nu mai merge pe atestat de producător, trebuie să ții cod fiscal, ca să te fiscalizeze, dragilor. Da? Și o să vedeți că și ca apicultor, dacă nu ești atent, ai de plătit la taxe și impozite de zine rău. Și o să vă vină acasă hârtiuțele, deciziile de impunere, de nu valorează stupiște ai, ai, voștri al binele astea, nu o să valoreze cu cât bani veți avea voi de dat la bugetul de stat. Deci nu uitați, ăsta aici e un produs. Ăsta contează borcanul ăsta. Restul e, restul e, fix pixului. Gândiți-vă că aici, pe borc, ce vedeți voi aici, a? pe produsul ăsta finit, vedem o groază de afaceri. Numai așa, dacă ne uităm la distanță, vedem așa. O afacere cu borcane de sticlă. O afacere cu capace. O afacere cu etichet. Toate astea sunt de tva de taxe impozite, da? Mai vedem după aia o procesări. Mierea asta trebuie luată, omogenizată, filtrată. E, făcute analize, pusă la borcan, după aia trebuie să treacă pe lanțul comercial, depozite, magazine. Gândiți-vă și voi ce lanțuri, lanțuri întregi pe care statul trebuie să vină să-și pună taxele și impozitele. Că de-aia vă spun, mierea de albine e ceva nesemnificativ în lanțul ăsta. semnificative sunt toate celelalte acțiuni ce se desfășoară după ea. Vedeți? Deci, acum sper că ați înțeles care e diferența dintre un borcan de miere vândut așa la stupină și un borcan de ăsta vândut pe raft. Borcanul a vândut la stupină, se spune, sau la poartă, ăla se numește economie gri. Economie de surzistență care nu pune în mișcare lucrurile. Ei, pe când borcanul ăsta vândut în Kaufland, ăsta pune economia în mișcare. Asta înseamnă să produci o marfă cu 8 lei și să o vinzi cu 38. Asta înseamnă economie. Bine, că de peste două zile va fi vă 40 de lei borcanul ăsta. Mergem mai departe, așa, până intrăm să vedem pe ecran, să vă arăt exact ce și cum. Ce vreau să vă mai spun, deci asta are o, o etichetă neconformă. Pentru că nu, conform legii, trebuia să treacă e, originea. Ia stai așa. Deci scrie așa aici, Apicola Pastoral Georgescu, deci spune Ambalat de, da? Uite, toate, toate, eticheta, ne dă un număr de lot, polifloră, calitatea garanției, în partea asta scrie miere polifloră, declarație nutrițională, a, secund... Uite, a ba, scrie mic de tot aici, origine România, deci am avut dreptate, asta este miere de la români. Bun, <gătă> mă fericit. Jmecherea românilor ca apicultori să ne fiind uniți, fiind trăim pe altă planetă, nu știu, se unească să obțină mai mult de 8 lei pe kil. Ce mai conta acum că mi-e 38, că mi 39, da? Asta e altă discuție. Haideți acum în fața laptopului și să vedem exact problemele legate de factură, de aviz de însuțirea a mărfii și de SPV. Bun, așa că o luăm cu începutul. Deci, am pomenit adineaura de spațiu privat virtual. CPV. Da. În primul și în primul rând, toți va trebui să ne avem o identitate, da? O identitate fiscală, indiferent că ești persoană fizică sau purtător de cod fiscal. Deci, am scris SPV, ANAF. Și o să vedeți că vă deschide aici la ANAF, să vedeți spațiu privat virtual. Bun, și spune așa, monitor oficial din 2022 s-a creat așa și spune, ia fiți atenți aici, spațiu privat virtual SPV este un serviciu gratuit, accesibil permanent, care oferă o serie de beneficii utilizatorilor săi, cum ar fi informații cu privire la obligațiile fiscale, normal, posibilitatea de a primi acte administrative fiscale și alte documente, informații cu privire la contribuțiile sociale, acces și la alte servicii electronice pe care SPV le oferă. Apropo, ca o paranteză, eu am pe telefon aplicația Kaufland Card și tocmai mi-au sosit de la Kaufland, știți, v-am prezentat că am luat mierea cu bon fiscal cu tot, vin e-bon, deci îți trimite și bon electronic. Închid paranteza. Deci, și avem, vedeți, aici din start pe două categorii odată persoane juridice și alte identități fără personalitate juridică, dar care bineînțeles au, fond, au cod fiscal și spune, înregistrare utilizator, instrucțiuni și mai avem o rubrică aici pentru persoane fizice, înregistrare utilizatori, persoane fizice, da? Deci toată lumea trebuie să se, să și caute o identitate în acest spațiu privat virtual până aici a fost partea ușoară, deci ia fiți atenți, după aia, hai că vreau să iau într-o ordine, intrăm pe, nu, 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 sper că, așa, bun, intrăm pe e-factura, intrăm tot la ANAF, da, la ANAF am descărcat aici un document, Vedeți, totul găsiți, vedeți, e-factura se numește manualul, da? Uitați-l. Are 18 pagini. Este manualul de utilizare, dragilor. Și scrie, ghid privind utilizarea sistemului național de factură electronică. Roi e factura. Deci nu veți putea invoca niciodată în fața autorităților că nu ați știut, da? Uite, aveți cărticica, puneți buta dacă vreți, vă printați și cuprins, frumos, elegant. Și spune așa, că o să citesc mai câteva paragrafe care ne interesează pe noi. Sistemul Național privind Factura Electronică, ROE factură a fost creat în vederea punerii la dispoziția operatorilor economici a unui serviciu electronic, fiți atenți, pentru emiterea și primirea facturilor. Bun, mergem mai departe. Procesul se implementează, procesul de implementare va fi realizat în două etape. Astfel, Aici e important. În prima etapă, în perioada 1 ianuarie 24, 30 iunie 24, operatorii economici, după aia, liniuță, persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, deși cei care nu plătesc TVA au obligația să raporteze în sistem național privind factura electronică, roie factura, toate facturile emise pe relația B2B, vedeți că pentru, români român, B2B, o să vă spună ce înseamnă asta, și în relația cu instituțiile publice, cu instituțiile publice, altele decât cele efectuate în relația pe românește, să spunem B2G, mi-e vine să pronunț în engleză, deci prima este B2B, înseamnă business to business, iar cealaltă înseamnă business to government, da? În relația cu guvernul. Pentru că există obligația a utilizării ROE factura începând cu data de 1 iulie 22. De asemenea, operatorii economici, persoane impozabile, nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, au obligația începând cu 1 ianuarie 24 să raporteze în sistem național. Bun. Deci, termen, aici, aici e important, da? Că aici vin, în capitolul cu amenzile. Termenul limită pentru transmiterea facturilor emise, pentru livrările de bunuri și prestări de servicii care au locul livrării sau prestări în România, în sistem național privind facturarea electronică, roie factura, este în 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data limită prevăzută pentru emiterea facturii din codul fiscal. Și acum, nerespectarea termenului limită pentru, facturarea facturilor, pentru transmiterea facturilor în sistem național privind factura electronică ROE factura constituie contravenție și se sancționează cu o amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei pentru persoane juridice încadrate la, la categoria contribuabil mari. Definiți potrivit legii, așa, cu o amendă de la 2500 la 5000 de lei pentru persoane juridice încadrate în categoria contribuabilor mijlocii, definiți potrivit legii, și, atenție că aici e pentru voi, cu o amendă cuprinsă între 1000 de lei și 2500 de lei pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoane fizice, da? prin excepție în perioada 1 ianuarie 31 martie 2024. Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistem național privind factura electronică ROE factura nu se sancționează. Deci, în primul trimestru anului 2024, anaf nu va da amens. După aia, țineți-vă bine, nu respectați termenele, o să tăbare cu amenzi pe voi. Pe noi, pe, toată lumea. Cine nu e atent, își amenzi. În a doua etapă, începând cu 1 iulie 2024, Emitenții facturelor electronice au obligația să de transmiterea acestora către destinatari, utilizând sistemul național privind factura electronică roie factura cu respectarea prevederilor articol 4 alineatul 1 din OUG 120 21. Începând cu 1 24 pentru operațiunile relaționate între persoane impozabile, sunt considerate facturi numai facturile, fiți atenți, numai facturile care îndeplinesc condițiile prevăzute de OUG 120 din 2021, deci v-am spus, nu mai merge cu facturi pe genunchi. Da? Ei, și aici vă explică ce v-am spus business to government, vedeți? Eu deja lucrez cu tot sistemul ăsta, că trebuie să fie facturile vor fi eliberate în format XML. Deci toți să aveți aplicația cu xml -ul. Aici aveți, vă arată sistemul cu business to business, da? Totul trece prin e-factura. Deci dacă vedeți, totul este filtrat de e-factura și mai e ai aici pentru cei care lucrează cu tichete de vacanță, că și tichetele alea de vacanță tot prin e-factura trebuie, trebuie trecut. și, aici, și aici vine foaza frumoasă. Factura electronică, este un, factura electronică este un fișier electronic în format XML pe baza standardului european EEN 16931-1 plus A1. Factura electronică model semantic de date pentru elementele esențiale ale unei facturi electronice și reguli naționale ro ci prevăzute în legislația națională. Deci, facturile trebuie să îndeplinească, vedeți, toate condițiile astea, modalitatea de utilizare și accesare. Deci toți operatorii economici trebuie înregistrați în SPV-ul, da? Pentru registrare în SPV, operatorii pot accesa informații disponibile de la ANAF. Pentru a primi atenționări la adresele de mail completate în SPV, trebuie să fie exprimată opțiunea în acest sens. Ei, nu vreau să vă mai rețin prea mult, aveți tot ghidul aici. A? Deci ați înțeles că ești persoană fizică, că ești persoană juridică, tati, deci toți apicultorii care au cod fiscal, care și-au luat programe europene, că iau și ei bani europeni, se îmbogățesc, pregătiți-vă copii că nu mai e de, nu vrăjeală. Și uite să vă arăt o chestie, pe mailul meu, vedeți, am primit mail, aprobare cont SPV de la autoritate, autoritatea mea mfp.mefinanțe.ro scrie aici. Ați fost aprobat pentru serviciu SPV în calitate de membru cu cuiul meu. Veți primi un mail de confirmare activării după care veți putea să vă acti, e, acti, autentificați pe anaf.ro. Am primit contul dumneavoastră a fost actualizat conform solicitării Ministerul Finanțelor Semnat. Deci vedeți, eu m-am pus în regulă că nu nu-i nu e de joacă copii, da? Trebuie să fim cu toate documentele în regulă. Bun. Deci, facem SPV-ul, vedeți, trebuie să aveți aplicațiile, deci ați înțeles, atenție mare, că unul o să că dar ce treabă am eu? Băi, omule, dacă ai cod fiscal și tu vrei să-ți vinzi mierea la un procesator, trebuie să-i liberezi factură către acel procesator. Factura nu mai merge, trebuie să fie în XML și trecută prin e factura. Gata, s-a terminat vrăjeala. A, încă un, o mare atenție. Mulți sunteți în sistem de sta mulți sunteți în, cu impozitarea pe normă de venit. Aia că dacă ai peste 75 de familii, plătești o sumă de bani. Dacă ai sub 75 de familii, nu plătești nimic. Atenție mare! Dacă ați depășit facturi însumate de peste 25.000 de, euro, intrați în sistem real, tă, tăticule. Deci treceți pe 10%. Deci nu mai merge pe normă de venit. Deci mare atenție, mai ales pare eu. Am auzit că sunt profesori în apicultură care numai la Flarea Soarelui fac 15-20 de tone. Păi dacă punem 20 de tone de miere cu 2 euro kilo, sunt 40.000 de euro. Deci, dintr-o dată, de la prima factură l-a călcat trenul. A intrat în sistem real de impozitare. Asta o dată. După aia, dacă mai emite și a doua factură și a trecut în total de 300.000 de lei facturi, îl calca doar trenul, că devine plătitor de TVA automat. Ați înțeles, copilași drăgălași, deci mare atenție, mare profe... anunțați pe mari profesori, că știu că eu știu că în gânfarea lor ei nu se uită pe canalul meu, că s-ar putea să-i calce trenul de două ori în 2024. Deci mare, mare atenție când vă aplicați. Mare atenție când vă aplicați după săpun, că nu se știe niciodată. Cel mai bine de deci, ăștia care se dau mari, eu sper că au contracte cu firme de contabilitate care se țin în regulă. Că dacă nu pățiți, cum a pățit colegul nostru de gumicultor de la Buzău, care pentru 3.000 de euro de la, de la Tomata, a plătit o amendă de 4.000 de euro. Și din ce cauza a pățit colegul nostru de la Buzău? Haideți să vedeți. Deci el n-a putut să facă factura, dar trebuia să aibă uh, aviz, de, uh, aviz de însoțire a mărfii. Deci găsiți-o ori, Deci Uitați pe site-uri. Ia uite, când este necesar avizul, fiți atenți, când este necesar avizul de însoțire a mărfii? Avizul de însoțire a mărfii este necesar în următoarele situații. Când se efectuează transportul mărfii, când se întocmește factura, ca dispoziție de transfer a valorilor materiale dintr-o gestiune înaltă, în diferite locații ale, acestei, ale aceiași unități. Deci, voi dacă ați extras mierea în câmp, da? o puneți în camion, să o duceți acasă la bază, la stupină, trebuie, deci faceți transport în diferite locații ale aceiași unități, da? Trebuie să aveți aviz de însoțire a mărfii, că dacă nu, iar vă calcă trenul. Da? Hai să mergem mai departe. Bun. Și am găsit un site și mai ca lumea, spune așa, ce este avizul de însoțire a mărfii? Este un formular cu regim special inter, cu tipărire și numerotare. Avizul servește ca, document de însoțire mărfii pe timpul transportului după caz. Documente ce stă la baza întocmirii facturii fiscale după caz. Dispoziție de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial ale aceiași unități. Ce spuneam eu, duci mierea dintr-un punct în altul. Documente de primire în gestiune, după caz. Documente de descărcare de, din gestiunea bunurilor cedate cu titlu gratuit. Aici vă spune cum se tocmește în două sau mai multe e, exemplare. Și vedeți că aveți, vă explică tot, tot, tot. Dar acum hai să mergem, e, ce facem noi? Ce se întâmplă cu avizul ăsta de însoțire mărfii? Ei, dragilor, aici vine marea bomba serii. Asta, și asta trebuie înregistrate în SPV. Degeaba l-ai făcut tu și arăt așa, l-ai scos la imprimantă dacă nu l-ai înregistrat la SPV. Ia uite ce spune aici. Trebuie e-transport. Ce este e-transport? Ia fiți atenți aici, copiii care cărați mierea cu mașina. Care cărați tub cu mașina, etc., etc. Este o notificare care trebuie că, transmisă către SPV atunci când se transportă bunuri cu risc fiscal pe teritoriul României transportul se poate pune în mișcare doar după ce ANAF validează notificarea și atribuie transportului un cod UIT. Da? Dacă nu ai cod UIT, 4.000 de euro amendă. Deci, vedeți ce se acolo transportă bunuri cu risc fiscal. Și voi să ziceți, da, dar mierea mea nu este cu risc fiscal. Ei, copii, hai să căutăm mai jos ce înseamnă Risc fiscal, dar întâi să vedem care tipuri de transporturi sunt vizate. Iau ce scrie aici. Transporturi care încep și se finalizează pe teritoriul României. Odată, după aceea, care încep din afara României, se termină în România, și transporturi care tranzitează România, copii. Ați înțeles? Bun. Ce trebuie să declarăm? Fiți atenți! Deci, agenții economici care inițiază un transport ce conține bunuri cu risc fiscal. Și care îndeplinește una dintre cele trei condiții. Deci, fiți atent: vehiculul rutier care face transportul are o masă maximă autorizată mai mare de 2,5 tone. Oh, oh, oh. Deci, ai o dubă de 3 tone, jumate. ai belit-o. Greutatea totală a bunurilor cu risc fiscal depășește 500 de kg. Valoarea totală a bunurilor este mai mare de 10.000 de lei pentru o singură tranzacție. Spune așa, dacă transportul are ca obiect și alte bunuri decât cele cu risc fiscal, toate trebuie raportate în sistemul ROE-transport. Nu doar cele cu risc fiscal. Deci, at fiți de atenți aici, deci e și o mare. E și mare. Uite, deci e o companie, unul la un abonament Smart Bill ales de tine se asigură la 10 euro plus TVA prețul modului de e-transport. Da? sunt firme care se ocupă de problema asta. Deci, vedeți că e complicată treaba cu transportul mărfii, da? Vedeți? Mare, mare atenție că vă calcă trenul. E, așa, deci, după aia, ca să emiți, eu am mai arătat în live-uri facturi, trebuie să ai semnătură electronică înregistrată. Uitați că eu, loc, eu lucrând de mult cu statul, eu am semnătura asta. Deci, vedeți, o să trebuiască să aveți un token de genul ăsta. Eu lucrez de mai bine de 10 ani, vedeți, cu DigiSign, da? E cam 50 de euro pe an abonamentul pentru o semnătură electronică, pentru că orice factură nu mai merge semnată așa cu pixulețul, trebuie semnată electronic. Deci tu trebuie să ai înrolat aici la ANAF semnătură electronică, da? Dar găsiți aici tot ce, cu arhivare, cu tot, inclusiv oameni buni, am primit de la Telecom în științare că de acum, eu unde contez, spre exemplu, facturile de telefonie la cabinet, da? Facturile le găsesc pe e-factura. A, ah, altceva, deci eu sunt, eu am sistem de impozitare în sistem real. Deci odată declar, am încasă și după aia am cheltuieli și fac diferența. Ei, ca să mi se mai aprobe de la 1 ianuarie o factură ca și cheltuială, eu trebuie să o descarc din e-factura. Nu mai merge ca până acum mă duceam, cumpăram, să spunem, dezinfectant, săpun și etc. etc. de la un magazin din Buzău. Ăia scoteau o, o factură la imprimantă și pe factura o băgam la cheltuiel. Nu. nu mai, factura trebuie, ei trebuie în 5 zile să o declare nefactura și factura va apărea în contul meu. Și de acolo o descarc și ea devine cheltuială eligibilă. Atenție mare, voi care accesați PNS-ul, spre exemplu, o să cumpărați lăzi de stup să decontați prin fostul PNA. La fel nu va mai merge cu factura aia pe care vă dă vânzătorul. Trebuie să ai factura descărcată din platformă, da? Din SPV, de-acolo. Nu Laura, dar nu o, o să-ți mai primească la APIA a documente de decontare. Păi nu, că e lege. Și până oricum e după 1 iulie. Medicamentele, la fel, o să trebuiască din e-factura. Deci să vedeți ce jale o să fie, că nu se mai poate să-și depună do Eu acum v-am spus, numai vouă rămâne numai pentru voi. O să fie valea prângerea anul ăsta cu pns ul Că nu o să valideze, fa dacă facturile alea toate nu sunt în e-factura, ciuciu, nu o să fie eligibilă la decontare. Toată lumea, deci atenție mare, că, deci... Că știți că era problema, era o frustrație care spunea, domne, ce la pna ăsta că se, se plimbă facturi. N-a fost adevărat nici până acum și de acum înainte cu atât mai puțin. Deci toți retardații să înțeleagă că toate facturile vor trece prin portalul ANAF. Gata, da? Și atenție mare la pragul de impozitare în sistem real și la pragul de TVA. Deci mare, mare atenție, oameni buni, că Treaba, trebuie să ne luăm contabil. Deci, practic, cu alte cuvinte. V-a mâncat undeva, ați luat fonduri europene? Gata. S-a terminat discuția, vă trebuie contabil, vă trebuie bani să vă faceți semnătură electronică. Deci, căutați firme de contabilitate cu care să vă faceți contract de prestări servicii și plătiți un abonament lunar. Da? Pentru că ați înțeles, un procesator de miere nu, mă, nu vă mai poate cumpăra mierea dacă, decât dacă îi trimiteți factura pe sistemul e-factura. S-a terminat discuția. Gata. Și atenție mare că ei să dubleze încasările la buget. Și vedeți că o să vină tare de tot pe e-transport aici. Atenție, atenție mare. Deci atenție mare odată la e-transport și odată atenție mare la e-factura, da? Aveți datele, deci vedeți. ANAF-ul găsiți, găsiți tot, tot, tot. Puneți burta pe carte sau cel mai bine duceți-vă repede și faceți contract cu o firmă de contabilitate. Deci ați înțeles că toată treaba asta se adresează atât la entități juridice cât și la persoane fizice. Da? V-am spus, guvernul are nevoie să-și dubleze încasările la bugetul de stat. Ați văzut primul trimestru, acum nu dau amenzi, dar începând cu 1 aprilie, țineți-vă tătuță, cum o să dați mire și n-ați înregistrat factura, păi e factura, Jap, vă vine amenda e, și tot așa și tot așa. Deci, la fiecare ame, factură o amendă, factură amenda, factură amenda. Și la un moment dat nu o să vă mai convină să faceți apicultură. Mai oameni bune, anunțați și pe alții să știe. Deci, v-am spus, asta se aplică mai ales la, la fondiști. Mare, mare atenție. Deci, oricum, regulile se năspresc, începeți și puneți-vă la punct. Vă laudați peste tot că faceți vagoane de miere pe extracție, angajați-vă, tată, contabil, că nu mai ține vrăjeala. Da? Cam atât am avut să vă spun. În rest, ce să vă zic? Cu 9 ani, cu fericire, cu bucurie și atenție, să, să scăpați neamendați. În rest, să auzim numai de bine.